La sfârșitul lunii martie acestui an, un grup de cercetători a prezentat proiectul unui contraceptiv non-hormonal pentru bărbați, o pilulă contraceptivă masculină. În primele etape ale experimentului, a împiedicat sarcina cu o eficacitate de 99% și nu a avut efecte secundare. Acesta a fost testat pe șoareci, iar până la sfârșitul anului va începe să fie studiat pe oameni. De zeci de ani se fac cercetări pentru a găsi o pilulă contraceptivă eficientă pentru bărbați, fără efecte secundare. Cercetătorii au conceput medicamentul IKT-529 pentru a inhiba această proteină și atunci când a fost administrat la șoareci, s-a dovedit a fi 99% eficient în prevenirea sarcinii. Aceste animale și-au recăpătat fertilitatea după 4-6 săptămâni. Următorul pas este începerea studiilor clinice pe oameni care se așteaptă să înceapă în acest an. În prezent, femeile poartă cea mai mare parte a responsabilității pentru contracepție. Spre deosebire de cele 9 metode disponibile pentru femei, bărbații au doar două opțiuni, prezervativul masculin și vasectomia. Cea din urmă metodă este o intervenție chirurgicală care taie canalul deferent, astfel încât sperma să nu poată părăsi testiculele. Vasectomiile pot fi uneori inversate, dar nu întotdeauna cu succes. De aceea, știința caută și pentru ei metode eficiente, similare pilulei contraceptive pentru femei.